Situația este extrem de dificilă pe frontul ucrainean, o recunoaște și Volodymyr Zelensky. El spune că forțele ruse profită de faptul că ajutorul din vest întârzie. Mesajul său vine după ce forțele ucrainene tocmai au pierdut un oraș strategic din est, Avdiivka. Scena unora dintre cele mai aprige lupte din ultimele luni este primul câștig teritorial major al rușilor de la capturarea Bahmutului în mai anul trecut. Atacurile rusești s-au intensificat și pe frontul de sud. Kievul ar putea obține rachetele cu rază lungă pe care le cere de mult dacă Congresul de la Washington va aproba în cele din urmă ajutorul de 60 de miliarde de dolari blocat în acest moment de republicanii fideli lui Trump. În lipsa sprijinului american, perspectivele pe câmpul de luptă după aproape 2 ani de război se întunecă. Europa nu reușește să ajute Ucraina singură. Se angajase să trimită 1 milion de obuze pentru Ucraina într-un an până la sfârșitul lui martie, dar a rămas în urmă cu producția. În schimb, buzinele de armament ale Moscovei vor scoate pe poartă 4,5 milioane de obuze în 2024. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності нашої зброї.